Ne revenim dintr-o mahmureară alături de un artist local cu impact global, un artist care a trădat municipiul Cluj-Napoca, cum ar fi zis Gheorghe Funar, un artist obișnuit și cu bătaia, dar mai mult să dea el decât să primească, un artist căruia îi se spune simplu și scurt și la obiect, Nașu. Bine ai venit, Nașu, de la bine noi. V-am ce găsit? Zici de prezentarea asta? 8 ore am muncit la ea și nici nu mi-am scris fițuici. Foarte, foarte tare. Nașu, pentru dumneavoastră în această seară de podcast, Claudiu Purcărin. Zis și Nașu. Mai zi odată de ce ți se zice ție în lumea muzicală Nașu. Aoleu, cred că mi se pare că în liceu, din liceu mi se spune, una că mergeam la o spețe cu toba, dar nu știu dacă de aici vine sau că tot cântam eu o piesă, era pe vremea aia. La modă, Nașule, ce voios ești, Nașule, Nașule, și văd că te chefuiești, Nașule, Nașule. Dar uite-o și pe Nașa, Nașa mare, Nașa mare, cum joacă cu fimea sa, Nașule, Nașule. Da. Are și voce, nu numai bețe. Nu ca tine, că bagi numai bețe în roate. Bețaș, da. Bețaș. Ți-au adus un pic cu gândul, te-au adus gândul înapoi când am zis bețaș. Dar recunoști această sintagmă. Dar cum să nu? Eu sunt foarte legat de Cluj, deși am plecat de 18 ani. Deși ești născut în... Ești născut în Caransebeș, dar doar că sunt născut, că așa s-a nimerit să fie maică mea acolo. Ea era din Caransebeș. Taică-mă era de lângă Caransebeș, din Feneș. A făcut liceu de muzică la Timișoara și... Ion Vidu, așa îi zice. Ion Vidu, așa, și a făcut conservatorul la Cluj. Și s-a întâmplat ca ea să fie când m-am născut eu acolo, dar doar în buletin sunt din Caransebeș. Bine, am sânge de bănățan, mai ales când place și muzica de bănat. Din bănatul meu ales. S-a grune bănățanul pus să dușe, ca și soarele străluce. Exact. Nu le întrește nimeni în lume. Bănățenii, bănatul e fruntea și după cum observăm, tu ai o frunte generoasă. Bănatul e fruncea și ardealul e mincea. Muzică. Asta zic, în spatele frunții se ascunde și o minte. Deci tu ești combinația perfectă, ești un genotip perfect. Ai și frunte și minte. Dar aici ai văzut lumina zilei, pe malul Someșului. Aici am crescut până la 3 ani am stat în Mănășturi, dar de când am avut... Nu te grăbi, că nu e o rușine să fii din Mănășturi. Păi nu. Nu, dar zic că după aia eu după centru, cum se zice, am stat, da, pe 25 de ani am stat pe memorandumul 10. Zona bună. Acolo unde e cantina primăriei acum. Era cofetăria verde, cum se zicea înainte, și stăteam la etajul 4 deasupra. Cred că ți-a plăcut vecinătatea. Da, normal. Ce-ți mai de la cofetărie? Savarine. Eu am și, uite, vezi că treaba asta, că eu sunt oboșar, nu a apărut așa oricum. Bine, din familie, tatăl meu era toboșar, era percuționist la Filarmonică, la Opera Maghiară. Opera Maghiară. Și de când mă știu eu, de ziua mea, maică mi-a făcea tort Doboș. Care, Doboș... Cu câte foi? Erai Dobaș, nu? Doboș. Dar Doboș asta, în ungurește, Toboșar. Toboșar. Deci, predestinat. Da. Îți dai seama, dacă îți făcea broscuțe, ce ajungeai? Trei sud-est, probabil. Broscuțe, dar vezi, uite, la Cluj mai mănânc broscuțe, dar rest nu știu să fie. La București, nu ți-mi minte să nu, nici eu nu prea am văzut. La București Să mâncă e broscuțe. Ce să mănânc? Claudiu Purcărin, greu te-am prins. Da, păi eu vin des acasă. Și uite, cu plăcere. Și cu cea mai mare plăcere. Uite, într-o vreme am făcusem, acum de cum a fost cu, de când am și un copil și a fost și criza asta, mulțumesc. Îmi făcusem așa cumva planul încât să-mi plătesc toate facturile la Cluj. Adică să ajung cel puțin la o lună jumate, fiind cu Night Losers, care e trupă clujană. Bine, acum deja jumate stau la Cluj, jumate la București, dar făceam cumva și zic că an de zile 90% din facturile de telefon și de TV le-am plătit la Cluj. N-ai internet banking, nu poți să... Nu, eu sunt mai old school așa. Cu bani în jeb. Cu bani în jeb și...
Da, adică fac tot timpul, tot posibilul să ajung acasă, aici mă simt acasă, aici e casa mea. Zic într-un fel, într-un fel, că îmi iubesc meseria și pentru asta m-am mutat la București. Într-un fel mi-am vândut sufletul pentru asta. Nu poți numai să câștigi undeva, mai și pierzi. Da, da. Dar poate sufletul ți-l găsești mai reîmprospătat de oricâte ori revii aici pe Val de Someș. Absolut. Absolut. La Cluj mă simt acasă, aici e casa mea. Școala aici ai făcut? Am făcut școala, liceu de muzică. L-am făcut cu Arpi, coleg de clasă și prima noastră trupă din liceu, am avut-o împreună. Avem și filmări. Și am debutat la Casa Armatei. La Casa Armatei. A, dar stai să-ți povestesc. De legat, aveam un profesor de muzică de cameră, Chișul Leontinsul, el a fost directorul liceului de muzică pe vremuri și era foarte exigent și era... Da, dar acum bătrânise era foarte, foarte ok, mai și mai tolerant și glumeț și zicea, auzise că eu mai cânt pe la Casa Armatei, că aveam trup acolo, zicea, mă, purcărinie, mă, iar ai fost să faci striptease la Casa Armății. Și după așa râdea așa bătrânește. Și făceam cu el muzică de cameră. Zicea, haideți, măi, copii, să facem muzică de șpaiți. Da. Cameră, cămară, da, șpaiți. Exact. Tot timpul în Ardeal bărbații fac muzică de șpaiți, pentru că dacă prind acolo o pălincă bună, până nu iese muzică, adică muzică, scandal, nu se lasă. Deci pe undeva ardelenii cu toții suntem. Dar de când ai început tu asta, cum zici tu, erai pornit la școală, cântai într-o trupă sau mă rog, și mai dădeai și pe lângă, mai mergeai și în alte, cântai și alte genuri. Bine, specializarea mea a fost cumva în muzică clasică. Dar datorită unui alt mare toboșar, Adi Tetrade, dacă ai auzit de el. Familia Tetrade, exact, care... l-am văzut, eram colegi la percuție, dar era mai mare cu 5 ani decât mine și el bătea la tobe rock și jazz și de asta l-am văzut în sala de percuție și tu el... Cu cazanele. Cu timpanele, exact. Dar el m-a influențat să merg spre... El te-a stricat. Da. Și tu ai cântat cu vocea sau cu pianul? Cu vocea și cu pianul am cântat. Și tot aia am cântat. I'm still standing. Oh, nu, cântam pe vremea aia, am niște filmări. Cânta, avea o colegă de clasă, Anico, care era solista noastră și cântam Mama Maria. Proaspătă muzică. Da, în 94 era asta. Și Brian Adams mai cântam și nu Everything mai știu. I do it for you. Nu aia, ci cealaltă. Cealaltit. A doua. Da, am niște filmări de pe vremea aia. Dar data viitoare în podcast să le aduci aici, Claudiu Purcărin. Ești pe VHS sau le ai... Le-am tras pe DVD-uri. Tu ești generația CD-ului, cum mărturisea. Da. Eu am făcut documentare. Eu am aflat la ora 4 cine vine invitat la noi. Robix. Dar uite, legat de CD-uri, am fost un... recunosc, la final de liceu și început de facultate, vreo 2 ani, am fost mare pirat de CD-uri. Vindeam CD-uri bulgărești. Și mergeam cu geanta, aveam o sursă și mergeam prin music pub și știam la toți, da, dar mă duceam pe la cine mai cunoșteam și vindeam chiar bine. Dar uite, după ce am plecat la București și am ajuns artist, să zic așa, mi-am plătit datorile, deci acum cumpăr numai CD-uri originale, DVD-uri originale, am o grămadă acasă, am dat o avere pe toate astea. Și a zis că la bătrânețe, tot într-un interviu, o să treci și la viniluri. Da, să știi, încă n-am ajuns acolo, dar asta e... Asta e direcția. Berbec. Da. Ajută zodia asta sau... Bă, nu știu... Ce să zic, dacă... Nu crezi în zodii. Nu prea. E pe întrebarea asta că Dadi găsește invitatul care crede în zodii. În fiecare podcast. Toți zic așa, da. Niciunul nu-și neagă zodia, dar niciunul nu merge mai departe cu mine în
în pase astrologice. Bine. La un debate despre. La un debate despre. Deci, dar... dar am înțeles că e o zodie destul de bună, că toți când află că mă întreabă ce ești, berbec. Ah, ce fain. No, bine, nu știu asta particularități. Berbec, leu, el e leu. Mm-hmm. Eu-s vărsător, o zodie de tătă... Tătă-ți va să plânge. Da. Niciodată nu știi ce ești și cum ești. Băiețelul ce zodie e? Stai, el pe săptămâna viitoare face 2 ani, e vărsător RAC, mi se RAC, pare, RAC. Pe 14 iulie, RAC. De ziua Franței. De ziua Franței. Uh-huh. I-a vorbit să ne 14 ani. Chiar atunci se difuzează și podcastul în 14. Da. Uite. A, exact. Și când o să-l arăți la fiul tău peste 32 de ani, ce o să-i spui, uite-te, bă, cum te-am debutat la ăștia. Să ne pui și pe noi pe un fost DVD bulgăresc. Tu de când ți-ai dat seama că vrei, cum să zic așa, să fii pe scenă? Să... Ei, deci eu vin ești dintr-o familie de muzicieni asta... și de când, mă știu eu, am vrut să fac treaba asta. Până în clasa 5 am făcut vioară și nu mi-a plăcut deloc, deloc, deși acum mi-ar place să cânt. Nu-i mai simplu cu vioară, ei... Păi da, și așa, dacă prinzi o nuntă, poate și, știi cum se zice la Cluj când mergi pe mireasă? Că mergi la urs. Și cu vioara poți să prinzi și ursul și mergi și la ospăț după era și pe drum și pe... Pe vremea când mergeam eu, deci când am terminat liceu, era, îi se zicea bursă. Era și în Cluj bursa. Dar cum da, să nu, era la ora vineri, la ora 6, în prima fază, la fetițele vieneze, chiar vis-a-vis de mine, pe Memo, da. Și după a s-a mutat la Ursus, la fostul restaurant Ursus. Și la ora 6 eram acolo vinerea, că se întâlneau lăutare și se făceau trupele. Și acolo adică am cum, prins. Venea cineva și zicea la nunta mea, vreau pe ăla, pe ăla, pe nu, ăla? Nu, sau... era unul care luase nunta. Primaș, ce primașul sau care aș zicea, na, ce faci, vii sâmbătă viitoare cu mine, cam la Iorfalo, eu mers și la unguri, mult. Și așa în fiecare săptămână eram acolo și ce prinde, ce pică. Și am avut aici, păsate, pe lângă Cluj, am avut și bal de Crăciun, de 3 zile, la lângă izvorul Crișului, nu mai țin minte, la Jobov. Da, la Jobov, la Jebuc, da. În Jebuc, cum e spre dreapta, este o gheretă de unde poți să iei originalul păstrăv de sfarăș acum, când mergi spre Oradea, mă rog, Jebucul, no, da, da. Nu m-am ungurit acolo. Da, da, da. Cum ar zice soacră mea, Ezo's my country. Ezo's my country! Și aveam o Dacia 1300 cu portbagajul... De la ce vârstă conduci de la 12? Da. Cu portbagajul la Sinterom. Deasupra și cu boxele, cu vermonele sus, acordeon în spate, dai să sune. Merea la o spăță și țin minte de... Era un taragotist acolo la bursă. Nu mai țin minte cum îl cheamă, dar era și valutist acolo pe lângă diesel. Taragotist, mă. Da. Și mă întâlnesc într-o vineri cu el și zic, na, ce ai prins cea pe sâmbătă? A, păi numai un ursuleț. Aia însemna că numai să-ți ducă mireasa. Numai să ducă mireasa, da. Ăla cânta și pe note și pe bancnote. Da. Policalificat. Ai prins, cum să zic, și ca taximetriști, știi, când te urci într-un taxi în Cluj-Napoca, băia mai veteran, zic, am prins și Caritasul. Deci tu ai prins și Caritasul am prins, muzical. Da, eram în... da, am prins și Caritasul. Ai stat și la coada la Caritasul? N-am stat, eram în clasa 7-a, dar ții minte că... Aveai o nuntă, mai bă. Da, încă nu eram în branșă. Dar eu am făcut din 88 până în 93, am făcut polo. Și mergeam la antrenamente și... Polo, tu ce ai? Da, polo, am știut polo. Și mergeam la bazin și era nebunia aia de rețeteau pe malul Sumeșului, era full. Tăți erau milionari, numai că nu erau banii la ei. Da. Se duse vorba. Chiar și la noi în sat era săracii boii mei cu mare stoica cu ei, că ajunduseră tot să vină de 8 ori. Da. Au fost câțiva care au luat bani, dar... Cine știa așa atunci, că până s-a ajuns în ziar, că raiul de pe pământ... Și... Da. Dar zi, e adevărat, mă adresez și generației tinere, de la Caritas au rămas toate prețurile mărite în Cluj-Napoca. Eu așa am auzit.
Că la noi a fost mult mai scumpe locuințele, tot orice. A fost, orice a fost mai scump. Am ajuns să ne mândrim că la noi e cel mai scump metru pătrat din țară, cel mai scump detergent care scoate 99 de pete din... Noi... Dar lasă că mi-a luat o țeapă, vorba vine legat de Caritas, mi-a luat o Dacia Break făcută în 92. Chiar când era Caritasul și că atunci toată lumea a cumpărat și s-au făcut așa, dă-i să sune, dar prost. Dar pe un moment dat trebuia să scot borna de la baterie, să se închidă farurile, nu mai puteam măgea, deci era un dezastru, am luat toți amul. Nu-ți vindem așa. Nu, e bună încă. Și a fost făcută în era aia. Știu că s-au făcut mașini foarte proaste atunci, pentru că l-au făcut... Important pentru un muzician să aibă mașina lui. Absolut. Absolut, mai ales pentru mine ca toboșar, deși în 90% din cazuri trebuie să fie tobe la locație. Mă duc cu cinelele, cu premierul și cu pedale. Dar deci te duci cu cinelele, cu câțul acum? Sau tu schimbi premierul la fiecare guvern? Am mai multe. Astea sunt alea de tablă, nu? Cinelele de tablă, premierul e ăla, snare drum, cum se numește. Și pedala, restul cam sunt cam trebuie puse la dispoziție, ori de firme de rental, dacă sunt concerte mai mari sau cluburile au și ele setul lor de tobă, că dacă te duci cu toate nebunești, să le cari, să le pun... Voiam să întreb, ce mașină ai? Nu, am un break, luat pentru asta. 92. Dar l-am lutunat. Eu schimba borna. Eu am două mașini, dar trec de la extremă la alta. Am un break mare, și un smart. Și cu smart-ul... Da, fără te duci la piață, pe umăr. Da, stai, știi câte m-am băgat în smart. Și am un set de tobe mai mic care m-a intrat în smart. Ca și la femei, cum se zice chestia aia? Brosca mică are gura mare. Ok, smart-ul se marchita că intră în el 4 navete de bere, deci intră mai mult, nu? Da, că așa era reclama, că ți intră 4 navete de bere. Da, cam intră, să știi. Și multe intră, stai, de fapt, jumătate de mașină. Eu stau mult mai bine în smart decât în alte, multe mașini. Și am loc, am umblat cu ăla prin București, am rupt. Și consum de 5%, deja e altceva. Te poți strecura, poți parca. Exact. Riscui că dacă nu ți-e centura de siguranță la timp, pleci și cu el. Da. Și alte glume proaste, da. Deci, Claudiu Purcărin... Este vorba aia că de când te-ai mutat în București, dacă ești indisponibil 3 zile, jumate din concerte se anulează. Nu chiar, dar să știi că... Da, mi-am făcut de când ne-am mutat, la început cu sistem ne-am mutat. Asta e, deci ai făcut liceul și Academia de Muzică. Tot la percuție. La percuție și acolo am făcut trupa sistem. Noi toți suntem colegi de facultate. Și noi am început trupa ca și trupă de... percuție, doar de percuție. Cine a fost cu ideea? Zoli? Nu. Bine, se făcuse Senzor înainte. Senzorul. Cu Paulilea. Așa. Așa, da, și din Senzor s-a rupt, mi se pare că Zoli a fost și Sergiu Stoia din care acum. Din. Așa. El ce mai face este? E în Spania. Deci e Spania, bine. Spania, impresariat muzical, deci e bine, foarte și Leonard Muha în Spania. Și da, exact. Când ne mutăm? Nu știu, eu, nu viitor, cred. Și și când m-am mutat la București în 2003, eu le-am și zis la casa de discuri, n-am ajuns până acolo. Deci noi am făcut percuție, doar percuție. Și ne-a văzut Cătălin Muraru de la Roton la un concert și a zis: "Hai că am eu o idee, să punem și o sursă muzicală și o solistă, facem piese." Și am zis: "Hai că sună interesant." Și așa a ajuns sistemul. Ce poate să zică un toboșar? Sună. Da. Interesant. Și așa s-a ajuns la ce s-a ajuns. Nu ne așteptam, noi nu am făcut trupa cu gândul ăsta să ajungem un fel de staruri de pop pe vremea aia. Că asta am făcut un fel de pop. Noi, bine, asta mea la început a fost destul de greu în București, pentru că venind de la ceea ce muzicienii din București ziceau că ăsta e un fel de boy band. Știi? Deși nu era, că nu eram percuționist. Nu cânta nimeni, tăți dădeau. Da. Mi-a fost destul să... Schimbați butoaiele la fiecare... Nu. Dar prima dată le goleați sau? Păi era... Normal că dacă nu ne rupeam spatele cu ele.
era cu bere. Și... Boy band. Da, dar nu, dar eram în aceeași eră, cu accent, cu alții și eram, aveam fan club. Copii de așa, clasa 8-a, deci era nebunie. Eram toți, ne-am vopsit atunci, verde, roșu. Da, eu atunci mi-am pierdut părul, când mi l-am decolorat 1000 de ori. Și... Eu le țin pe tipul din Baia Mare, că era cu ochelar și cu țep. Da, da, cici, da, da, da. Și pe asta tot sărea. Da, 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 da. Cici, cici. Tu mai în spate, tu cumva rămăsesc la percuția. Eu eram singurul drummer, așa. Dar aveam un set de tobe, la un moment dat mi-am găsit niște tobe foarte interesante, ca niște goarne, așa erau, se numesc North Drum, și îi băteam din picioare. Și asta, și mai săream și eu la tobele. Bine, era destul de greu, că în picioare să vă sprijin și picioare să bat. Era o acrobație pentru toată lumea, flexuri, era, chestii, scânteii. Era. N-a fost ușor deloc ce am făcut noi. Și până la show de la Eurovision, cum? Care a fost? Am ajuns, am făcut... Aproape. Da, da. Am ajuns, am făcut piesa Let Me Try, am făcut-o cu Luminița Angel și am zis, da, ne-am mișcat cam în ultima 100 de metri. Am zis, hai să mergem la Eurovision. Și am fost atunci la emisiuni, am băgat, am rupt. Și era și Loredana atunci cu Zaga, Zig Zaga, sau nu mai știu dacă aia sau una dintre piese din marile hituri ale ei. Și era favorită să meargă. Și uite că am luat mult mai multe voturi decât ea. Așa s-a întâmplat. Ea era promovată de mai demult și mai cunoscută normal, da? A fost și uite că am făcut și treabă bună acolo. Deci voi ați stricat cariera și s-au apucat de manele. Vezi cum intră manelismul. Auzi, dar culmea, înainte cu un an chiar am avut o piesă cu Loredana, un cover după... zicea Orașul de Vis, în traducerea în Funky Town. Și am făcut piesa asta cu ea. Și asta a fost în 2004 și 2005 și am mers cu Luminița și am... Unde a fost asta? În Kiev. Kiev, Ucraina. A fost o nebunie. Deci acolo am văzut ce înseamnă cu adevărat industrie muzicală. Entertainment. Deci aveam, nu mai știu, 15 secunde să băgăm tot ca la bălăcu pe scenă, aveam pe niște practicabile cu roți, butoaiele și tobe și tot. Erau niște punctoare laser care proiectau exact locul unde să le montăm, să le punem. Și zic, ne mișcam super repede. Tot cu... Exact. Pit stop. Tot lumea cu iniruri, totul foarte bine organizat. A fost o nebunie. Deci acolo am văzut ce înseamnă cu adevărat industrie. Și revenim la asta cu Eurovisionul, că e interesant că locul 3 ați luat, așa? Deci eu luat cea mai bună clasare. Cea mai bună clasare și din câte știu... Și punctaj. Și punctaj și semifinala am luat locul 1. Locul 1. Da. Deci în 2005 Eurovision... Luminița, Angel și Sistem. Da. Și zisa, Horia Moculescu, da, dacă nu erau tipii de la Sistem, lua locul întâi. Dar nu, a fost show complet. Știu că nu înțeleg de ce, nu ne-au lăsat, noi aveam și niște aruncătoare de flăcări. Și era show și mai bun. Focasele nucleare s-a și, da, unde? Pe Grenadie. Da, asta că este o poveste funny de atunci. Ne făcuse un electronist niște mănuși cu lasere. Și aveam un fel de baterie într-o borsetă aici. Și bă, nu mai știu care și-au dintre noi au uitat să pună în bagajul de cală și când ne-am întors, s-au venit cu, cred că în Kiev sau nu mai știu unde, că am avut o escală, în Praga, cred că. Au venit, au adus, l-au văzut ăsta la scanner și ce este? Au crezut că e vreo bombă. Au adus pirotehniști, a fost o nebunie, speriați. Stai, domne, că ăsta e pentru show. Și l-a și folosit. L-am folosit, da, la show acolo, da. Locul 3, mă. Și-a zis aia când a văzut la televizor, ia mă, ți-am zis, da. Bă, prost ești, măi, ce-am făcut. Și l-ați lăsat în Ucraina, că de aia se pot bate acum, da, cu rușii. La LT Eurovision ai mai fost, dar... Nu. Fost de a fost.
Și după aia sistemul cât a mai mers? Până în 2012. Și după aia a apărut sistemul lui Salam, țica, da. Nu, noi, nu, noi ne-am oprit, dar nu ne-am certat. Noi chiar am zis că la un moment dat o să mai facem ceva, dar fiecare a vrut să facă altceva, să se ocupe, să facă proiectele personale. Oricum cântam deja de 2 ani în paralel cu Night Losers. Night Losers. Luându-i locul lui... Lui Ovidiu... Condrat. Ovidiu ce Condrat. Mai face? Unde? Bine, cu Jukebox. Cu Jukebox? Da, 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 da. Jukebox care frontman-ul e medic acum. Asta. Da, da, da. Și cu Jukebox am cântat și... o vreme. Cu cine n-ai cântat în România? Dacă ne facem noi o trupă de 3 cu Robi, da, noi așa, o să zici că bă, n-am cântat, dar după podcast am bețele la mine. Chiar ți-ai adus bețele? Da, ți-ai adus o... Tașcă. Asta am tot timpul în mașină. Tot timpul în mașină. Că nu știu dacă intră ceva de cântat. Am avut de-asta, am venit până acasă și mă sună careva, băi, ce faci, ești de Cluj? Na, hai, vii că avem ceva treabă. Dar cum să nu? Tu vezi de ce las eu Robi trepiedele în mașină și camerele? Păi, în proporție. Nu se știe. Scoate-ne, arată-ne ce ai în trusoul tău. A, mai multe. Masculin. Aoleu. Wow. A, și pentru că mănânci la chinezi. Zine pe stiluri. Zine pe astea stiluri. Sunt bețe de unplugged. Se numesc road sticks-uri și sună... Sună, nu sună așa de tare. Și se cântă mai soft cu ele. Ce tare. Și am asta pentru care mă opresc tot timpul la... la control la avion. Care... Când se cântă mai soft și se cântă jazz în mare parte. Am auzit chestia asta. La street food cred că am văzut. Da, la mâncarea vietnameză. Foarte frumos. Nu, că când se cânta jazz... Deci astea singurele deci metalice? Da. De la trup, de la... Da, și uite, vă dau și vouă să, să aveți ca și... Un băț muncit. Eu am, am avut un contract, să zic așa, cu o firmă din Ungaria și am bețe personalizate. Ce tare. Tot de la unguri, ha? Tot de la unguri. Chibi sticks. Da, da, da. Nu da, puteai da. Să fii cu chichișor și ne aduce un avânt de bere. Uite, cel mai frumos cadou. Mi-a adus un coniac înainte. O fele. O fele. Wow. Ce înseamnă muncit, Claudiu? Adică... Adică... Se vede că de aici de la Gaudat cu Rama. În cât timp? Dar nu poți să dai odată să rupi din prima sau poate să țină 3 concerte sau 5 sau... Din ce esență se fac? Carpen mi se pare... Hickory se numește în engleză. Carpen. Ăla esență tare. Da. E și adunat așa noi cu inele multe. Da, așa. Da, da. Și asta le-am... Deci... Le folosesc de... De vreo 10 ani. Și pe acolo ce mai ai? Nu, tot bețe. Și cum le alegi ca să fie două de un fel? Păi nu, că am trimit ăștia, am trimit de la firma, trimit mai multe perechi. Care deja sunt ambalate, sunt foarte frumoase. Bețele astea trebuie să le și încerci sau direct le scoți? Le pac. Scot, ce să-l mai încerc, când să-l mai încerc. Și tu cum faci? Deci te sună cineva, vezi că am și înainte de a spune ce ai tu desfaci și vezi instrumentarul medical, nu? Ce am? Botez, alea. Bossa Nova, alea. Nu, am, da, am pentru jazz, am niște bețe care sunt mai subțiri, uite, și cu, cu capul ăsta mai, mai mic. Și asta se folosesc la jazz. Restul folosesc bețele cu semnătură proprie. Astea sunt semnătură unui mare toboșar de jazz care îmi place. Vic. Vic Firth și Peter Erskine se numește. Și deci, în principiu după gen, da? Zic jazz, bossa nova, chestii de genul ăsta le cânt cu bețele astea că se cântă mai soft. Am plug-ul, le fac cu astea și depinde de piese. Uite cum cânt cu Alexandra Ușorelu, cânt foarte mult cu periuțe. Ce și am și în instrumentariu, am... Asta e nebunia mea, oricum. Am 5 seturi de tobe. Unul e la Cluj, la Night Losers, echipat cu microfoane, cu tot. Deci, Night Losers, când avem concerte, eu îmi iau tașca cu bețe în spate și mă duc. Și ea îmi aduc în dublă. Am un set de tobe de jazz,
cu tope mai mici. Am altul mai de fusion, puțin mai mari, mai de rock și mai mari. Cinelele le am tot așa pe stiluri. Ride-urile, cinelul ăsta din dreapta, nu se sune mai uscat sau mai... Deci am băgat o grămadă de bani și nu-mi pare rău și asta e boală că mi-aș lua și acum până nu mai am unde să le țin. Am un set de tope care încape în smart, se numește Cocktail Drum și două genți. Și două genți, atâta, intră și mai pot și pune și alte chestii în spate. Deci... Și Pampers-ul și laptele praf. Și da. Asta, cum să zic? Nu e complicat să ții sau să reții atâtea feluri asocierea de muzică și... Deja am... Eu sunt foarte fascinat de muzică și nu înțeleg deloc ce ții. Uite, am avut... Săptămâna trecută am avut o încercare destul de grea. Am cântat cu o trupă care mie îmi place foarte mult, se numește Jazz Apela. E trupa lui Zoli Andraș de la Sarmale Reci, dar e o trupă de jazz vocal. Foarte bine se cântă, extraordinar, și au luat și trupă acum de spate, un contrabas, un pian și tobă. Și a trebuit să învăț 12 piese în destul de scurt timp, dar 12 piese... Cu boabe. Am și boabe, mi-a trins toboșarul celălalt pe care l-am cuit. Boabele nu sunt foarte bun cititor, deși am făcut conservatorul, mă mai... Da, mă descurc. Și cu foarte multe opriri și punctări și... Eu am început cu jazzul la domnul Ștefan Vanoi, dacă Vanoi, știți. Ca toată lumea, ca de toată la Casa de Cultură. Cântat. Exact, era la Casa Pionerilor pe vremea aia. Și am cântat, are un big band celebru, big band-ul Gaio. Gaio, Gaio. Și am cântat câțiva ani, am fost și în turneu în Franța, în, în Grecia cu el. A fost o perioadă foarte, foarte faină. Și acolo am învățat să cânt jazz, de fapt, și asta, lucrul ăsta mi-a folosit foarte mult la București, că eu cânt și foarte mult jazz. Asta în zic, în București cânt și ce... Da, da, în afară de recunoscut, cu asta, cu manelele, nu m-am băgat niciodată. De ce nu-ți place manelele? Da, eu sunt așa, mie îmi place mai de joc. Eu recunosc, sunt fan Relu Tămaș. De ce? Da, cum? Deci, și telefonul sună. Cum sună? Da, trebuie să-ți-l aduc să auzi, să mă suni. Dar zi tu ce, l-ai pus pe silent da, sau că numai l-a încărcat? Îi l-a încărcat, dar l-aduc aici, trebuie să auzi cum sună. Ți-l aduc eu și te sun, bine? Da, 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 okay. Hai să-l dau. Nu, hai să te sun. Hai să mă sun, să vezi cum sună un telefon de Ardelean adevărat. Să-l țină către microfon, n-ar trebui să-l țină către microfon. Plaje Gordon. Am îndrișadorul lui mai lume. Da, da. Și-o știe pe toate doamne, nu? Am îndri până trăiesc. Am îndri până trăiesc pe lume. Știi că el are așa. Da. Deci ne-am lămurit domnul Claudiu Purcărin, absolvent de conservator, liceu, are în continuare gusturi rurale. Da, știi că cea mai mare realizare vine la mișto. Dar, da, că eu sunt și prieten cu Relu. Mă sună cine nu-i prieten cu Relu? De la Cluj Arena! Țin minte când s-a inaugurat Cluj Arena. Țin minte că am avut, eram și cu TV-ul și așa discuția. O cânta Scorpion. Cine a vrut? Care obicei? Și zicea Relu Tămaș, zice, bă, la deschidereul cânta atâți. Eu am zis că mă cheamă la închidere. Dar auzi, m-a sunat Relu, am uns 2 ani, și zice, mă, Purcărinie, mă, vii să cânți cu mine la Arenele Romane, că a fost un concert în memoria lui Teo Petar. Și Teo îi plăcea Relu. Și am rămas, i-am răspuns scurt și la obiect, așa ca la Cluj. Și cum i-am zis? Vezi în Ardeal, e-ul ăsta nu știi că e de bine sau e de rău. După e mai vine o discuție. Ai zis e că e sau e că e? Nu, am zis e mă. E.
Și dacă te ne-ai dat un cadou atât de frumos ca să-l avem, să-l punem aici și noi vrem să-ți dăm un tricou de la Scalwer. Ah, mersi, mersi. Yes, fel, că nu știu dacă ți-e bun. Și apoi nu vreau să-ți... Păi da, avem și măsuri de D-Ball. D-Ball e... A, nu, așa, te împinge. XXL. Hai să vedem, dacă mă ajut, dau un pic jos din video. Tu fiind baterist, ai merita XX Help. Bă, dar cred că merge. E foarte fain. La următorul concert n-ai bluză? Am și cu vacă, dar eu am niște tricouri cu porc. Că ai fost și la Ai Umor cu porcușorii. Da, acolo, da, 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 și altă poveste. Și altă poveste și... Mersi mult. Să le și scrii la un moment dat. Da. Aici e vorba de mult folclor, mult, ziceai de nunți. Până la urmă, la nunți ai cunoscut pe mari cântăreți sau... Nu, nu, nu. Mergeam cu trupe de-astea mai... Locale. Locale și era un solist care îmi plăcea mie. Erau doi frați unguri, Gombar Deaju și Gombar Ioțo. Gombar Ioțo cânta românește foarte bine și... e doinitor adevărat, așa. Și cu Deaju cântam nunți lungurești. Dar și el cânta și românește. No, eu era aia, locul de-o lung, vă n-am iuța, bă. E de-o zic ce gând muzica, bă. Te place. Da, și holgoturile alea mi-e plac. Stai și... cu o felă de jenar în față și să le ascult. Nu se mai termină. Da. E o strofă cântată de sute de ori, așa înțelegem noi. Cu artiștii clujeni, te-au format, te-au deformat începuturile, trupele clujene, ai cântat și în altar. Și în altar am colaborat, numai, n-am cântat niciodată cu ei, am repetat. Era Levi atunci Toboșar și am repetat cu ei o vreme. La... Echinox pe vremea unde mai țin minte discoteca Bianco Enero. Bianco Enero. Acolo, unde Acustica Mărășan avea sală de repetiție și am repetat, n-am cântat niciodată cu ei, doar așa am colaborat și eram fan altar și sunt și acum, e foarte fain. Zicea Iuliu Merca, fie iertat, zice, rock-ul contemporan nu poate fi discutat fără celebra trupă de death threat metal alt. Cu Iuliu Merca ai apucat să... L-am cunoscut că eram am fost coleg, mai mică era Iulia cu decât mine, cu 2 ani, dar am fost și la ea, la el acasă și mă știam bine cu Boldijar. Boldijar era prieten cu taică meu și cu Istvan, cu Nadia Istvan. Și... Putelie. Da, da, da. Voi toți toboșarii aveți porecle? Ișvanul, Fane Butelie, Claudiu Purcării, da. Nașul. Și am un prieten toboșar, Doru Florin îl cheamă. Flo, e din Cluj. Aha. Da, nu știu dacă știu, pe ăștia mai tineri. Nu, cred că are vreo 30. Și în ce trupă încă e? Mă, nu știu. Întreabă. Nu știu. Cum a început treaba cu Night Losers-ul? Cum ai... Deci asta e o istorie interesantă. Trupa s-a format în 1994. La Croco s-au întâlnit. Hanu era student în Cluj. Hanu e timișorean? Hanu e de lângă Timișoara, dar și el a făcut, a stat o parte din copilărie în Timișoara, după în București, s-a întors la Timișoara, a fost student la Berlin, a venit la Cluj, deci la așa a fost. La Berlin. Da. Și ei când s-au format, nu știu, eram în clasa a noua și știu că i-am văzut... Erai la o nuntă și n-ai apucat. Încă nu eram la nuntă. Dar era Gaga Toboșaru atunci. Și eu, printre altele, din clasa a noua, luase taică-mă niște tobe mai profi și am ajuns să fiu cel mai mare... rental sau închiriator de tobe, toate concertele de la Diesel și Music Pub s-au făcut pe tobele mele. Câțiva ani de zile. Un om activ ca și tine. Da. Și stăteam pe Memo, le căram de la etajul 4, 5 ture făceam, dar eram tânăr, aveam putere, era altceva. Și le-am închiriat la toți. Și primul contact cu Night Losers a fost să le dau tobele. Și eu am devenit mare fan, că îmi plăceau foarte mult. Bine, cu un an înainte, sau nu, după,
nu mai știu, în clasa a 10-a aveam o trupă asta cu arpi de care ziceam, dar într-o vreme am avut și alt solist care cânta rock and roll. Și doi dintre colegii de la Night Losers, Jimmy și Cugheza, cântau vara la Chios. Și aveau o trupă cu englezul, bineînțeles, să știi pe englezul. O să-l chemăm și pe Nelonic. Da, pe el... S-a relansat aici, din Feleac. Da, din Feleac. Dianos. Personaj foarte reprezentativ pentru Cluj. Și cântau acolo vara și când și-au mai luat liber sau aveau nunți, am ajuns noi să cântăm la Chios în locul lor. Și așa am cunoscut și am devenit că Jimmy este un mare chitarist și violonist. Și poli-instrumentist. Da, așa. Da. Și copză. Da. Și el s-a mutat în București. Da, s-a mutat de vreo 3 ani, are și el un ficior. Am văzut cât ne-a înțat și blond ca el. Da. Și ăla a fost primul contact cu ei, după aia am creat Tobe, după aia când trăgeau albumul de referință Plan Brandy Blues la studioul lui Adi Berinde, dacă mă țin de Taurus. Fie. Da, a plecat dintre noi acum 2 ani. Taurus, da. Și ultimul semnal am tot acolo și la... Da. Și cu, printre alții, cu Adrian Berinde am cântat câțiva ani. Alături de colegi, în afară de Hanu, eram trupa Night Losers la compania. Și am ajuns să le vând CD-uri bulgărești. Dar nu bulgărești, sau? Ba da, bulgărești. Deci le închiriai tobele, da. Le vindeai și, exact. Și la sfârșit le cereai și procent sau ce. Iar rămâneau cu nimic. Da. Mai bine luăm în trupă, e și mai ieftin. Da, eu eram mare fan, deci trupa mea preferată era. Și uite că după 10 ani sau cât, eu când din 2009 cu ei, după 15 ani de Night Losers, a venit telefonul de la Hanno. Bă, uite, ne poți ajuta că a plecat Condrea și hai să ne ajuți că să mai cântăm. Și că am intrat cu ei, am repetat și am început să cânt și am rămas în trupă de atunci. Și sunt cel mai longeviv toboșar, că deja am făcut 12 ani anul ăsta de când sunt cu ei. Ceva material nou? Da, asta toată lumea întreabă. O să încercăm. Trebuie să facem, că am scos ultimul în 2013. Deci ne mișcăm mai greu, că suntem împărțiți 3 în București, 3 în Cluj. O să facem, asta e în plan. Barila fiertat. Oh, un personaj și personaj Barila. Asist. Octavian Andreescu. Da. Cu porecla. Barila. Barila, da. Era chiar un personaj. El începuse și el ca sunetist, ca după aia. Da, a fost, știi cum se zicea, la tehnicii de la trupe. Tehnicul. Dar nu tehnic. Că toți și Costi Cămărășan avea numai rockeri tehnici. Și zicea Barila, băi, eu am fost rocker la Costi. Că a fost și el într-o vreme. Rocker cu Ben Cucu, știi, pe Ben Cucu. Ben? Cum să nu? Am fost la el. Dumnezeu, drăguțul s-a mutat în iara, mă. S-a mutat, dar el a stat o vreme la București. O stat la Glina. La Glina, și aici o poveste că... Eram încă în Cluj și m-a rugat Costi să merg, avea trupa, un alt început se numea atunci, și avea un turneu de promovare la București, la televiziuni. Albumul fusese tras de Tetrade, dar Tetrade se mutase deja la București și m-a rugat pe mine să merg cu ei. Și atunci am fost printre primele deschide, când am fost eu la București, Bucureștiul. Și am stat la Ben. Am dormit la el acasă. Da, atunci l-am cunoscut. Personaj. Da. Ne luăm tobe și plecăm și noi la București. Da, chiar am zis că cred că am unde să pun pe aceea niște tobe. Ai. Mi-au recomandat spre binele tău să-mi iau niște tobe electronice. Stratocaster. Dar uite, eu am avut noroc de niște vecini foarte, foarte buni pe memorandumul 10 unde am crescut. Dar eu am putut să studiez acasă. Nu știu cum de... Ce studiu? Ce că să... dai în ele. Da, măciubere, dar am rupt. Și îți dai seama cum a fost să... La etajul 4. La etajul 4, într-un bloc veche. De fapt, e un bloc, o casă. Acum unde studiezi în București? Am o sală de repetiție. Am o sală, dar nu prea... Eu cânt și mult. Și nici mai... N-apuc să mai studiez. Mai ales acum cu copilul meu. Dar am experiență, am... Ai suficientă experiență. Am.
să zicem un an, un an cel mai prolific an în care ai 2018 a fost, pentru că a fost și centenarul. Eu colaborez cu un dirijor care acum este... Cântăm la Cucu Apă, da. Recomandă-ne și pe voi. Lăsăm dracu podcastul, venim back in vocal, da. Suflăm în frunză, săracul Lucu Pandre, o să ne predea niște... Da. Am avut în 2018, vă zic că colaborez cu Daniel Jinga, care este acum directorul, da, Operei Române la București. Și fiind centenarul a fost o grămadă de concerte și cu cea mai cântată am avut săptămână în care zilnic am avut ceva și am alergat prin țară, am avut 202 concerte. Aoleu. În 2018. Cu toată lumea, deci cu toți cu care și 305 nunți, dar da. Cine le mai numără? Nu ți-a fost doar de aperitivul de la nunți după atâta pandemie? Aperitivul de la nunți... Dar nu ăsta că mergi și fițec, somon, femeie, mie nu-mi place peștele. Nici mie. Nu. Eu la mine, ce-i cotet și graș, da? Da, băi, deci aperitivul adevărat e ăla de când mergeam la cantină, la transporturi, adică șnițele, chiftele, da. Doboș de ăla de cașcaval cu șuncă. Salam de Sibiu. Salam de Sibiu și niște cârnăciori așa crestați. Ăla e aperitiv. Nu fițe, pune terină de nu știu ce și... Burjoane! Cum zicea, mi-o zicea un prieten ce e șofer la Relu, că venea, s-a dus să cânte, nu știu unde, și a venit iar aperitive de astea. Ce-i cu feștiturile astea? Nu că mai nou, pe cum, parcă angajează pictor ca să-ți spune. Exact, exact. Urme. Și cu tămaș în afară de... Nu, n-am avut. O zis, de atunci am sunat, face, bă, să treci pe la mine, să dau o felă de jenar, bun, dar n-am ajuns. De pere! De pere! Din boss, de la mine. Și atunci el a făcut un cover după... Nu. Am cântat Caravanele și... A mai trecut o caravană. Și el e din Borșa. Da. Nu întâmplător, e spital de... Deci acolo se vedeau caravane. Te internăm. Și pe asfaleluia. El e și compozitor. Și cântă Relu Tămahă. Nu, și cântă cu... Bine, știi că l-a fost acordeonist. Ca de bază. Acolo, că trăgea pe... Asta știu, de la Ben Cucu povestea cu semnale că... Da. Nea Iuliu, lasă-mă să cânt și... din fa major. Dar uite că a făcut o treabă. A făcut o treabă și e un om iubit și este un star. E regele în Ardeal. Ce să zici? Și nu numai în Ardeal. Și câți vorba ardeleanu s-au luat după el? Ca Ținută și ca Hong și ca... Da, unu-i Relu. Unu-i Relu. Și-a mai trecut un podcast iară. Dar mie îmi place când mă aduc aminte de Cluj până e vim într-o pe la Cluj, numai Cotan Gambrinus. E tramvaiul de la gară, la metropol ce coboră. Da. Și de acolo cu taxi gri, ei mergem toți la melodii. Asta e că mai era, mai multe versuri. Mai era că după aia zice că, că merg la Belvedere. Dacă vrei să beam o bere, vină în sus la Belvedere, coborâm cetățuia, ne oprim la Napocală. Asta știu și eu. Și ne-om duce pe la gară să luăm trenul de sară. Trenul de sară n-aveau ore în cursa de persoane 21-15. Trenul de sară, undeva seara era un tren. Acum în lumea asta, dacă n-ai descărcat aplicația, dacă nu ai Waze-ul să știi unde e ambuteiaj, luăm și noi trenul de seară, stimați prieteni ai podcastului, am avut și noi un naș, noi am fost finii moderatori, l-am lăsat să se descarce de povești, suntem iară cam la 5% din ce ai fi. Mai sunt povești, trupe, de înregistrări, de... Oricum, noi doamna vrem să facem cu o ediție cu toți care au venit și atunci. Serios? Toți deodată. Nu facem revelionul. Dar de ce că Dan Negru a zis că poate se pensionează? Nu, adevărul e că e o viață faină asta de artist și eu am avut și noroc să cânt mult și cu multă lume și... Asta e că ți s-a legat frumos. N-ai stat, n-ai apucat să te amărăști, n-ai apucat să fii invidios pentru că tu... Asta, pandemia asta m-a nenorocit că adevărul e că vii de la 150 de concerte, 200 pe an,
Să nu cânt. Am mai cântat, au fost lunile alea de vară în care am mai cântat câteva cântări. Dar în rest, când faci ceva și ești obișnuit în ritmul ăsta și dintr-o dată pică totul și te uiți pe pereți și nu se întâmplă nimic, e foarte, foarte greu pentru un om obișnuit. Pentru orice om. Pentru orice om, da. Și să dea Dumnezeu să nu mai trecem până asta, deși... Să sperăm că... Deși... Dar despre Tulpina Delta, mai încolo, bă, cuplurile, acum le-au luat pe alfabet. Da. Alfabeta, Delta, Teta, sosuit, Tata, Păgeta. Mulțumim frumos, Claudiu, porcărine, dă și tu mâna cu el, că poate luăm și noi de spectacole de stand-up comedy. Mersi pentru stick îi zice, nu? Da, un stick muncit. Drumstick. Da? Drumstick. Când exagerezi, te rog. Mersi mi-a octobre. Little Harry Potter. Pătătile, ai și clapă, ți-am luat și... Învață să faci oarice, că vezi din podcast pula.